chiar cred că s-a terminat. Nu mai vreau să mai fiu prieten cu tine, nu mai vreau nici să filmăm, nu mai vreau să mai facem nimic. Astăzi m-am conectat pe serverul secret de Minecraft al prietenei mele, Ana, și m-am prefăcut că nu știam despre el. M-am supărat foarte, foarte rău pe Ana, am ieșit de pe server și după aceea i-am arătat toate bazele secrete pe care le am deja pe serverul ei. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și le subscribe ca să strângem 200.000 de burgeri pe canal și să dați chiar acum un follow pe Instagram ca să apăreți chiar acum pe ecran și să vorbim mai multe și în privat. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Fraților, astăzi a venit ziua cea mare. Momentan nu este nimeni pe server și vreau să ies din ascunzătoarea mea secretă din restaurantul ăsta al meu și să stau afară să o aștept pe Ana. Mama, am lăsat și asta deschisă. Mama, poate îmi găsea ea ascunzătoarea până să ies eu afară. Astăzi o să ies afară și o să mă prefac că tocmai ce am descoperit serverul Anei, să vedem ce reacție o să aibă și ce scuze o să aibă, pentru că prima oară vă dați seama că o să se simtă aiurea că nu mi-a spus până acum că, mă rog, eu știu de serverul ei de foarte mult timp, dar de serverul ăsta nu mi-a spus niciodată și asta este destul de interesant și o să creadă că, băi, eu acum am aflat de el și că, na, e aiurea că nu mi-a spus până acum, o să mă supăr pe ea și la final o să-i arăt bazele noastre secrete. Avem una și în pod și restaurantul ăla de sub de unde am început clipul. O să fie foarte, foarte interesant. Mă pun aici pe munte ca și cum abia am intrat pe server, că aici știu că m-a spawnat prima oară și o să aștept să intre Ana pe server și să vedem ce reacție o să aibă. Înainte să intre Ana, v-aș reaminti de merch-ul lucaluc.ro. Aveți acolo tricouri și cu Ana Banana și cu burger și toate modelele foarte, foarte șmechere. Avem 3 modele, aveți și tricouri și căni și ghiozdane și foarte multe chestii. Lucaluc.ro, primul link în descriere. Hai să vedem când o să vină Ana, că abia aștept sincer să vină. Ok, fraților, deci Ana tocmai ce a intrat pe server. Băi, deci abia așteptam momentul ăsta. Efectiv, de când am descoperit serverul ăsta, am așteptat momentul potrivit să fac chestia asta și uite cum se plimbă ea acolo în spate. Bă, o să mă duc direct. Sper să nu stai așa, să nu mi arăt că am vreun item sau ceva. Eu abia m-am spawnat pe lume. Mă duc direct la ea. Bă, nicio treabă n-am. Deci, efectiv, mă duc, uite, așa frumos pe aici, pe munte și vreau să văd ce reacție o să aibă Ana. Băi, deci chiar sunt curios. Ia, yeah. Opa, uite-o pe Ana, ce face pe cal. Alo, Ana, ce faci, mă, Ana? Wow! Bă, ce bă? Ce faci Ana aici? Ce faci pe serverul meu de Minecraft? Ce cauți pe server? Nu, ce cauți tu pe server? Ăsta e serverul meu de Minecraft, unde mă joc fără tine, în secret. Cum adică? Tu ce cauți pe serverul ăsta? Bă, nu? Păi cum adică nu? Bă, Ana, ai ceva să-mi spui? Că văd că ai aici o casă, ai destul de multe chestii gen așa. Nu știu cum să spun, adică chiar voiam să te întreb dacă, nu știu, ai, poate voi să vorbim despre ceva. Nu știu, am venit aici să te întreb care e faza cu tot ce se întâmplă aici. Sunt eu curios așa un pic dacă poți să-mi spui. Nu știu ce să zic. Păi zic eu ce să-mi zici. M-ai lăsat fără cuvinte. Zic eu ce să-mi zici, Ana. Ce se întâmplă aici? Ce e serverul ăsta? Că mi-ai spus că nu mai ai timp să te joci pe serverul vechi și am văzut că n-ai mai intrat și m-am gândit că, bă, se întâmplă ceva și uite că chiar se întâmplă. Adică ce se întâmplă aici? Ce dai, bă, mine? Ia spune. Care este faza cu acest server, Ana? Sunt foarte, foarte curios. Adică m-ai făcut curios. Așa un pic. Este un server de al meu. Ok, e un server de al tău. Bun. Păi și dar cum ai reușit să intri? E, cum am reușit? Am intrat eu, nu contează, fără să-ți spun de el. E, am eu niște conexiuni de ale mele, lasă vrăjeala, Ana, lasă-mă cu arcul ăla, că acum vreau să vorbim așa, ca între prieteni. Păi ți se pare normal, tu care ești prietena mea și noi ne jucăm împreună, să faci un server fără să-mi spui? Ți se pare ok chestia asta, da sau nu? Asta vreau eu să te întreb pe tine. Păi voiam să-ți spun ce voiai să-mi spui, hai, dar mai pregăteam harta. Cum adică? Păi și ce, eu nu pot să mă joc când pregătești harta sau ce? Hai, nu, bă, bune, zi adevărul. De ce nu m-ai chemat pe server? Voiam să fie frumos, Luca. Nu, deci vreau să-mi spui adevărul. De ce ți-ai făcut un server și nu mi-ai spus? Hai să... Nu vreau să-mi prezinți căsuța, eu vreau să-mi spui de ce nu mi-ai spus de la început de server. Lasă vrăjeala acum cu căsuța, pentru că pe mine chiar mă deranjează. Uite, bă, nu mă interesează ce ai în căsuță. Poate dacă mă chemai de la început, ziceam, da, bă, Ana, foarte tare, nu știu ce. Dar vrei să-ți mai spun o problemă, Ana? Vrei să-ți mai zic care e problema? Nici măcar acum nu m-ai chemat tu, eu am găsit serverul. Deci tu nici măcar acum nu mi-ai spus de server. Când aveai de gând să-mi spui de serverul ăsta? Ia spune. Mai voiam să-ți spun, Luca. Păi spune când voi să-mi spui, hai, zi. Dar mai voiam să îți fac o căsuță. Păi și unde, ia arată-mi unde, unde voi să-mi faci căsuță, dacă zici tu că voi să-mi faci căsuță. Ia zi, voi tu să-mi faci mie căsuță, unde voi să-mi faci, ia arată-mi. Eu nu văd decât casa ta aici. Și am văzut când am intrat că are și Mariusica, cred că mai are o casă în partea ilaltă aici. Păi aici eu nu văd nicio casă, tu nu mi-ai făcut nicio casă. Hai, bă, lasă vrăjeala. Deci știi că eu acum chiar m-am supărat pe tine și nu mai e vorba de la mine. Deci de la mine efectiv nu mai vreau să mai acum, fără niciun mișto, Ana. Mi-a plăcut cât am făcut clipuri pe YouTube și așa.
dar sincer să fiu, chiar cred că s-a terminat și nu mai vreau să mai fiu prieten cu tine, nu mai vreau nici să filmăm, nu mai vreau să mai facem nimic, o să scot și merch-ul ăla, modelul cu tine, o să-l scot de pe site și efectiv nu mai vreau să mai vorbesc cu tine, adică, nu știu, faze de genul nu faci, efectiv, ai, lasă vrăjeala, nu, deci chiar mi se pare foarte urât ce ai făcut, Ana, și chiar nu mai vreau să mai vorbesc cu tine și, da, nu știu, n-am nimic de spus decât că o să te las la serverul tău, baftă cu serverul, baftă cu canalul de YouTube dacă o să mai postezi fără mine, nu știu ce o să faci, dar acum fără niciun mișto chiar m-a supărat chestia asta, dar mă rog, am zis să și filmez acum, în secunda asta filmez, ca să știe și lumea de ce nu o să mai apar pe canalul meu de YouTube, ok? Deci, baftă cu YouTube-ul, nu știu ce să spun, și cu serverul tău, eu te-am lăsat, Ana, te-am lăsat, hai, salut, baftă cu serverul, cu toate nebuniile astea și ne auzim, pa, pa, Ana. Deci, fraților, am dramatizat puțin situația pentru că chiar am vrut să pară că chiar m-am supărat și i-am spus că nu o să mai filmăm, că nu o să mai facem nimic. Vă dați seama că nu e adevărat, doar i-am spus așa, pentru că acum urmează să intrăm pe server și să-i spun de fapt că eu știam și că am făcut toate chestiile alea și o să fim cumva kit, pentru că pe de o parte ea nu mi-a spus de server, eu am făcut chestiile alea, adică o să iasă mișto, dar o să o las așa puțin, las să treacă puțin timp ca să creadă că e pe bune. Nici nu o să răspund nicăieri, am văzut că mi-a scris ceva pe Discord, dar nu o bag în seamă și o să aștept așa puțin timp, 10 minute, 20 de minute și o să intru pe server și o să îi spun atunci, dar până atunci o să stau așa pe spate și mă prefac că eu chiar sunt supărat. Ok, fraților, am revenit aici pe noul server al Anei, de care eu cică nu știam până acum și m-am supărat și chestii genul și haideți să vedem ce face Ana și ce reacție o să aibă. Chiar sunt curios. Ana, trebuie să te anunț ceva. Ce faci, Ana? Ce faci bă aici? Luca, ce faci? Uite, am venit să mă joc cu tine. Am decis că poate am fost prea rău cu tine și ar trebui să îți ofer o a doua șansă și că am fost nașpa. Nu, glumesc, Ana, glumesc, tot sunt supărat pe tine. Vino cu acest, vino că trebuie să vorbim ceva. Îți fac casă? Nu vreau să-mi faci casă pentru că vrei să zic ceva, Ana. Eu deja am casă aici. Tu știi că eu am o casă? Când ai apucat să-ți faci? De când m-am jucat? Adică tu nu știi că eu am casă pe serverul tău? Cum adică? Că da, ne-am jucat împreună, nu ne-am jucat împreună? De unde să știu? Ok, Ana. Deci am ceva să-ți mărturisesc așa, dacă nu te superi tu pe mine. Ce vrei să spui? O să înțelegi chiar acum. Deci ca să îți spun eu mai sincer, să spunem că eu știam de server de puțin mai mult timp decât astăzi, adică n-am aflat chiar acum când am intrat de server, da? Ți-a zis Mariusica? Nu mi-a zis Mariusica, am aflat eu de la cineva, o sursă de-a mea, nu Mariusica, ok? Și voiam să-ți arăt eu o chestie interesantă, Ana, nu știu dacă știai, tu ai un pod aici în casa ta, tu știi că ai un pod aici în casă? Uite aici, gen unde... Aia se știu, ai mai fost în podul tău, dar nu-l folosesc. Ah, ok. Păi, trebuie să-ți zic, Ana, că am cam folosit eu podul tău. Și de fapt, eu aici am avut casă de mai mult timp. Cum așa când? E, când? Ce ai? Bă, nu umbla la itemele mele astea, sunt itemele mele pe aici. Camere? E, avem și camere pe server, mă, Ana. Tu nu știi că sunt camere? Da, deci adevărul, Ana, este că eu... Da, te-am și spionat. Bă, lasă arcul, lasă vrăjeala, că știu că știi să tragi cu arcul. Am aflat eu niște chestii despre tine așa, dar nu contează. Ana, să spunem că eu am locuit aici de mai bine de, nu știu, o săptămână sau mai multe zile. Am stat ceva timp aici și... Da, nu prea... De ce faci așa? Păi n-am vrut să zic, pentru că nici tu nu ai vrut să-mi spui de server. Și mi s-a părut corect să zic, bă, știi ceva, dacă tu n-ai vrut să-mi spui de server, ia că-mi fac și eu o bază aici. Păi nu e frumos? Păi și e frumos să nu-mi spui de server. Mi-am făcut și o bază aici. Dar crezi că s-a terminat totul, Ana? Crezi că asta este singura bază pe care o am eu aici? Tu ce crezi? Păi da? Păi tu chiar crezi că asta e singura bază? Ce altă bază să mai ai? Ai dreptate, nu mai am altă bază. Adică era culmea. Dacă mai făceam încă o bază în afară de asta, adică, pe bune, când să faci atât de multe chestii, nu? Dar te-am spionat. Am doar baza aia, altă bază eu nu am. Dar te-am spionat și am văzut cam ce faci pe aici, te-am văzut cum îți făceai aici piscina și am văzut foarte, foarte multe chestii destul de interesante pe aici, pe la tine. De exemplu, nu știu dacă știai, dar vezi blocul ăsta, Ana? Vezi ceva aici? Vezi aici că este puțin stricat acolo ceva? Observ că este o găurică în blocul ăsta. Ce e asta? E, păi să spunem că pe aici am avut eu o bază pe undeva. Nu băgasem de seamă, am avut o bază undeva, casa ta, gen în interior. Am făcut și o bază minusculă pentru că, da, mă pricep la chestii de genul, adică nu prea ai cum să o dai cu mine pe baze secrete. Deci mai nu ai da mine că nici tu nu mi-ai spus de server, da? De asta mi se părea mie. Ce ți se părea ție, a? Că mișcă ceva micuț? Păi m-am plimbat și eu pe aici. Ce crezi că am venit singur, nu m-a ajutat și pe mine hackerul? Păi ce crezi că poți să-ți faci așa server fără, da, de ce faci așa, Luca? Păi tu de ce nu mi-ai spus de serverul tău? Deci da, Ana, vino cu acest să-ți arăt adevărul. Practic, dacă
vii tu aici, ia uite. Deci îți mutăm chestul ăsta al tău și ce vedem aici? Hopa, ce acolo, Ana? O găurică micuță unde tu nu poți să intri, dar eu pot pentru că, a, nu l-am la mine, ok, nu am aparatul de schimbat, mărimea, dar eu puteam să intru în găurica aia, atâta pot să spun, că eu puteam să intru acolo și poate te întrebi unde este aparatul meu de schimbat, mărimea, a, că până la urmă, gen, dacă nu l-am la mine, unde poate să fie, este oare în baza mea secretă? Crezi că acolo este, Ana, ia spunem, este aparatul de schimbat mărimea pe aici? Eu nu văd niciun aparat de schimbat mărimea, nu? Unde este? Ei bine, Ana, acum a venit momentul să-ți arăt partea cea mai interesantă, dar nu ai voie să te superi pe mine, pentru că trebuie să accepti faptul că tu nu mi-ai spus de server și că suntem kit, orice urmează să-ți arăt. Accepti chestia asta? Păi cum să nu mă super? Păi așa, să nu te superi, pentru că nici eu nu m-am supărat atât de rău. Ai stat tot timpul ăsta în casa mea? Păi am stat în casa ta, dar tu nu mi-ai spus de server, așa că nici eu nu m-am supărat atât de rău. Ana, ești pregătită să-ți arăt ultima chestie, cea mai spectaculoasă chestie pe care tu nu o știai pe serverul tău? Spune repede și să dea toată lumea like care se uită chiar acum, pentru că Ana urmează să-ți arăt ceva destul de interesant. Nu știu dacă știi tu de acest lucru fix sub patul tău, lângă patul tău, mă rog. Este un trapdoor, te invit, Ana, te invit după tine. Ce părere ai de acest restaurant secret sub casa ta? Fix sub patul tău este intrarea și aici am și aparatul de schimbat mărimea, uite la aici l-am luat. Ceapă 55 și da, să spunem că m-a ajutat și Mariusica la toată chestia asta. Deci m-am jucat și cu Mariusica chiar. Nu vreau să, nu cred, da, nu vreau să mă laud, dar sunt un maestru al bazelor secrete, așa că, Ana, nu știu ce să îți mai spun. Ce părere ai de toată nebunia asta? Ia spune-mi. Dacă mai vreodată o să mai faci chestia asta sau nu, o să mai ascunzi de mine servere sau nu, pentru că știi că o să le găsesc de fiecare dată și o să fac tot felul de baze. Eu zic că suntem kit, Luca, bă, da, să spunem, tu nu mi-ai arătat serverul, eu mi-am făcut niște baze secrete, eu m-am prefăcut că mă supăr, dar de fapt, eu oricum voiam așa să dramatizez. Îți dai seama că o să mai filmăm împreună și suntem prieteni, adică nu m-am supărat chiar așa pe tine, pe bune. Dar am vrut să-ți arăt toată nebunia pe care am făcut-o sub casa ta, în casa ta, deasupra. Deci tu, fii atentă, tu realizezi că am făcut o bază sub casa ta, am făcut o bază în casa ta, adică efectiv în pereți. Că efectiv dacă te uiți pe aici, mă rog, nu pot să ți arăt acum, dar dacă te uiți, o să, ia stai așa, stai așa că s-ar putea să pot să văd. Uite pe aici, dacă te uiți poți să intri în bookshelf, fia vino cu aceste, uiți aici, vino fix acolo și vezi niște scări, scările alea duc până sus aici de tot. Deci vii așa, bam, 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 până sus de tot am avut casă, fix deasupra patului tău, bookshelf-ul ăsta, și am avut și în pod, ce tare, da, mulțumesc. Dar de ce ai făcut fix asta? Pentru că am vrut să mă răzbun așa un pic, să mă distrez pe seama ta, pentru că nici tu nu mi-ai spus de server, așa că îți dai seama, am montat niște camere, adică eu și acum am niște camere și pot să văd, uite, te las să te uiți, că deja nu mai e secret. Poți să te uiți pe alea să vezi ce camere am avut și pe unde le aveam, aveam plantate camere și acolo, și pe acolo, și peste tot. Nu mă lasă, le-ai securizat? A, ok, nu te lasă. Mă rog, nu contează, le am eu prin diverse locuri, să zicem că eu vedeam casa asta din orice unghi. Și am mai aflat o chestie interesantă de care vreau să te întreb, am aflat fix ieri chestia asta și chiar vreau să te întreb, Ana. Poți să... Mamă, dar tu chiar știi să călărești, lol, ok? Vreau să te întreb o chestie, Ana, vreau să te întreb o chestie. Poți să dai jos de pe cal, că e o întrebare foarte importantă. Deci, cine este Maria 200? Asta e întrebarea mea. Poți să-mi spui cine este Maria 200? Cine? Lasă vrăjeala, Ana, că te-am văzut pe camere. Cine este Maria 200? Hai, spune adevărul acum. Este o prietenă. Ok, Ana, este o prietenă. Păi și de ce nu mi-ai spus niciodată cu care mă mai joc eu? Tu niciodată mereu mi-ai spus că tu nu ai prieten cu care te joci Minecraft și că te joci singură. Deci ai mințit și cu chestia asta, că aparent ai o prietenă. Deci ai cam mințit la faza asta, Ana, nu știu ce să spun despre tine, dar aici ai cam mințit, sincer. Este o colegă de la liceu. Mamă, colegă de la liceu? Păi și tu niciodată nu mi-ai spus de colega asta, da, a ta de la liceu. Și s-a apucat recind de Minecraft. Deci tu promiți că nu erai prietenă de mai de mult oare cu ea și nu am avut când să zic. Deci zici că tu niciodată până acum nu te-ai mai jucat cu ea, a? Da, burger, auzi cum îmi spune. Ok, Ana, bine, bine. Hai să spunem. Ok, o să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic, dar, da, poți să-mi dai foarte mult Pepsi pe care l-ai furat din restaurantul meu. Lasă-mă cu Pepsi-ul, că nu vreau Pepsi acum. Deci, Ana, să clarificăm o chestie acum, fără niciun mișto. Deci, suntem kit amândoi, tu nu mi-ai dat serverul, eu am făcut bazele astea, putem spune că suntem ok de acum încolo. Eu zic că îți fac o casă, da, o să-mi fac o casă normală, bine, o să-mi fac o casă normală, bine, bine, bine. Deci, suntem kit cu chestia asta, unul la mână, doi la mână, vreau să-ți mai zic o chestie, Ana. O chestie care chiar vreau să-mi răspund sincer, ultima chestie pe care te întreb și gata. Bună, Ana,
Ana, deci întrebarea mea este: ți-ai comandat sau nu mărci Luca Luke? Pentru că am scos și un model cu tine și dacă tu nu ți-ai comandat până acum, mi-ai spus că o să-ți comanzi, că ți-ai comandat nu știu ce. Deci fără mișto, chiar ți-ai comandat, deci acum fără niciun mișto, nu zi pentru clip. Vreau să zici pe bune, pe bune. Mi-am luat și hanorac și tricou. Hanorac pe 1000 de grade câte sunt afară. Doamne, ești nebună. Ok. Deci păi s-am luat toamnă. Da, bă, da, are sens. Și cănuță, bă, cana e șmecheră. Mi-am luat și o cană. Trebuie să vină comanda, nu uitați fraților că aveți site-ul lucalu.ro unde avem tot felul de modele foarte șmechere. Oficial, pot spune că m-am împăcat cu Ana, noi așa, Ana, putem spune că suntem împăcați, să zic așa. Și da, cred că cam asta a fost, Ana. Deci cred că ți-am arătat acum fără mișto, chiar ți-am arătat cam tot ce am făcut pe aici. N-am apucat să mă joc atât de mult, dar m-am jucat destul. Sigur, da, mă, sigur. Poți să întreb și pe Marius Sica, dar să nu te super pe el, că era frică că o să te super pe el. Deci nu te super pe el, poți să te super pe mine dacă vrei. Nu mai ai tu ceva, nu mai am alte ascunzători, ascultă-mă că nu mai am. Deci da, cam asta a fost faza, prietena mea Ana. Dacă e de acum încolo, poate o să mă mai joc și eu pe serverul ăsta, poate nu. O să vedem, habar nu am, o să mă mai gândesc. Dar, da, cam urât că mi-ai ascuns serverul, cam urât că ți-am ascuns eu chestia aia. Nu mai contează acum. Hai să ne jucăm, uite ce frumos este. E ok casa ta, dar parcă tot serverul vechi îmi plăcea mai mult. Să lasă în lumea în comentarii ce server preferă mai mult, serverul ăsta sau ăla vechi, pentru că mie îmi plăcea mai mult ăla vechi, parcă. Dar cine știe, oricum lăsați acolo în comentarii. Eu v-am pupat împreună cu Ana și cu serverul ei secret, care nu mai este secret. Și ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa!